Olimpiadelor românești a plecat de la un grup de astronomi, dintre care sunt și eu. Și astăzi suntem la ediția 10-a, respectiv anul viitor o să avem Olimpiada Internațională în România și doresc ca acest proiect să fie, să aibă sustenabilitate în fața Olimpiadei noastre. Și sper că o să avem sprijinul materialelor achiziționate prin proiect. Al doilea lucru care vreau să vă transmit întâmplător sau nu întâmplător, de câțiva ani îmi reprezint Comitetul Național Român care funcționează pe lângă Academia Română a România și aș dori un rezumat scurt al acestui proiect să-l facem cunoscut la nivel de țară și de ce nu la Uniunea Națională de Internațională. Deci la plecare, cu asta vreau să plec. Adică astea două lucruri vreau să le am cu mine. Rezumatul proiectului pentru Comitetul Național Român de Astronomie și un rezumat pentru a transmite atât baza materială, cât și salutul dumneavoastră echipei de organizare a Olimpiadei 2014. Am avut o întrebare foarte interesantă din partea televiziunii. De ce nu se introduce astronomia în curriculum obligatoriu? Eu sunt de părere să nu introduc obligatoriu. Atât timp cât o să fie obligatoriu, copiii nu o să-l învețe. Așa învață de plăcere. Există opționale, există curriculum la decizia școlii, se spune românește, omul sfințește locul. Deci dacă nu avem profesori iubitori, elevii nu o să facă astronomie. Așa, unde avem, acolo sunt rezultate. Baia Mare, mă bucur de câțiva ani, este cu rezultate deosebite. Avem aici un tătic dintre noi și dacă la început Olimpiada avea 7 județe, astăzi are 34 de județe care participă la această Olimpiadă, care nu este în curriculum. Deci asta este foarte bine. Deci să lăsăm ce este obligatoriu, să facem de voie bună. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Ana Elisabeta Anori. O să trecem în revistă foarte repede toți partenerii noștri. În Muzeul de Etnografie și Artă Populară din Baia Mare, în prezentarea lui domnul Ilie Gherheș. Planetarul din Craiova, sau secția de științe ale naturii al Muzeului Olteniei, doamna Olivia Trăboiu, cel mai tânăr membru al planetarilor, ultimul planetariu de harta 3, Facultatea de Știință Socio-Umane a Universității din Mitești, domnul Remus Cârstian, domnul Vasile Urban din Vârlar, adică planetarul din Vârlar, Ciprianul Mânt de Vară, Societatea Astronomică Română de Meteo, reprezentată de președintele ei, domnul Valentin Grigore. Planetarul din Constanța, sau Complexul Muzeal de Știință ale Naturii din Constanța, doamna Constanța Diamandi. Planetarul din Galați, Complexul Muzeal de Știință ale Naturii, Răzvan Angeluță, domnul Tercu Jean Ovidiu. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, domnii Dimitrie Oleniș și Maria Oleniș. Planetarul din Bacău, din seara Complexului Muzeal de Știință ale Naturii, Ion Borcea. Maria Velea. Și din păcate nu este cu noi. Sperăm că va intra legătură directă cu noi prin internet. Observatorul Astronomic Admiral Vasile Urseanu din București, Adrian Cionca, coordonatorul acestui observator astronomic. Partenerii asociați au fost doamna Ana Elisabeta Noci de la Direcția Generală de Învățământ în Limbile Minorităților, Liceul Nemet Laszlo din Baia Mare, nu a venit un reprezentant din păcate, Centrul de Excelență în Astronomie și Astrofizică Baia Mare de la Colegiul Național Vasile Lucarciu, domnul Stean va veni, sperăm, ceva mai târziu. Astroclubul Călin Popoviș din Galați, îmi pare rău că domnul Aurel Chirilă nu este cu noi. Astroclubul SAM din Sighetul Mărmației, Sorin Hotea, va veni și el ceva mai târziu, sperăm. Alex Conu, care a făcut niște imagini extraordinare, care se vor concretiza printr-o expoziție ce va fi distribuită fiecăruia dintre parteneri și, nu în ultimul rând, vloggerul Cercul de Stele, blog.com, Dan Uza, din Cluj. Da. În continuare, vrem să-l invităm pe domnul profesor Petre Dunca, de la Universitatea Baia Mare, să le spună câteva cuvinte. Domnul președinte, domnule director, dragi invitați, eu vreau să vă urez bun venit în Maramureș. Maramureșul, care e un spațiu așa paradigmatic pentru România, nu sunt și alte spații.
ne aflăm într-un templu al valorilor noastre, materiale. Vedem cât de bogat este pământul patriei noastre. Când ne uităm în, când privim acest muzeu, ne dăm seama ce valoare avem. Sunt convins că sunt peste tot. În orice spațiu. Am fost în foarte multe spații, mă bucur că sunt foarte mulți din sud, pentru că soția este de acolo. Și am văzut și bogățiile sudului, ale centrului Transilvaniei, ale Moldovei, la fel, pentru că m-am format la ea. Sunt bogățiile spirituale ale Maramureșului. Sunt 8 temple care sunt în patrimoniu UNESCO. Într-un fel, când veți avea timp, să le cunoașteți. Este această bogăție spirituală, care treptat, treptat, în procesul de globalizare, începe să dispară. Știm, este un fenomen general la nivelul României. 4 milioane și ceva de tineri pleacă, se întâmplă fenomenul de aculturație. Și vrând nevrând, dacă nu ai actori să promovezi cultura, dispare și, vrând nevrând, un spațiu spiritual. Maramureșul și alte zone sunt cam pe acolo. Vrând nevrând, nu vreau să fiu tragic în acest sens. Dar iată că există niște oameni, cum sunteți noastră, care se ocupă și de celelalte lucruri. Au grijă de ce se întâmplă undeva sus, la modul concret. Filozofii, metafizicienii, văd partea ființei supreme. Toată filozofia este încărcată de această dimensiune metafizică. Ce face ființa, ce face sufletul nostru, cum se întâlnește cu ființa. Ei, dumneavoastră vreți să vedeți ceva concret. Galaxia noastră, ce se întâmplă în galaxia noastră, sunteți conectați la ceea ce este extrem de modern în această societate în care trăim. S-au găsit nu știu câte galaxii, s-au găsit nu știu câte spații, dimensiuni, noi spunem în filozofie faptul că materia este infinită, incomensurabilă. Noastră doriți să o măsurați și ne prezentați aceste date. Vă mulțumim. Vă mulțumim pentru faptul că aveți pasiune, la fel ca și cei care se ocupă de metafizică și de filozofie, care nu ne prea bagă în seama. Fie un sistem, fie altul. Nu sunt obligatorii disciplinele noastre, dar ar trebui să fie. Fac parte din ceea ce înseamnă ființa noastră. Noastră nu sunteți astrologi. Primii filozofi, protofilozofi, au fost astrologi. Au fost două momente esențiale când omul și-a dat seama ce înseamnă el. Ce se întâmplă cu sufletul meu și ce se întâmplă în relația cu divinitatea. Ce? Astrologii, cei trei magi, găsim în tradiția creștină, în Mesopotamia. Este o știință, atunci era o știință, cum este astronomia. În toate marile culturi este o grijă față de cer. Pentru că ne raportăm la acest spațiu al Universului. Sigur, este vorba de o protofilozofie, după aceea vedem că vine în filozofie. Să ne gândim la noi, la țăranul român. Câtă grijă are el de pământ, bineînțeles. Foarte multe legende pământ legate, foarte multe legende legate de cer. Țăranul cunoștea pentru fiecare spațiu ăla, incomensurabil, el avea o legendă. Super, extraordinar. Și încă le mai găsim. Sigur, legende despre cer, despre stele, au și îndrăgostiți. Știți, sufletul nostru este acolo, într-o stea. Au și cei care cred în nemurire. Noi nu murim. Dincolo de faptul că trăim într-o anumită viață reală, noi trăim după aceea undeva, într-o stea. Și de fapt, ce faceți dumneavoastră? Dumneavoastră vreți să găsiți sufletul nostru al tuturor, acolo, undeva, în stele pe care le găsiți tot timpul. Vă mulțumim. Îi dați mulțumim. Vă
aceasta declarăm deschise lucrările conferinței naționale de la Baia Mare. Vreau să vă prezint cei doi experți în mitologii stelare ale altor popoare, doamna Abdullah Gülten Nazare, președinta Uniunii Democratice a Turcilor din România, Filiana Galax. Domnul Gheze Zsigmond, șeful Catedrei de Hungarologie a Universității București. A adus o contribuție deosebită în cercetarea lucrării